Vorbea Florin Cățu, mi-amintesc acum câteva săptămâni de 5 milioane de vaccinați până în iunie. Credeți că e posibil? În momentul de față e greu. Avem doar 2 luni și jumătate. O lună și jumătate. De fapt, depinde ce înțelegem prin iunie. 1 iunie 1 iunie, spunea sau premierul, da. 30 iunie. Pentru că dacă e 1 iunie, nu e imposibil, dar e foarte greu. În Statele Unite ale Americii, spre exemplu, sunt până la 3 milioane de persoane vaccinate pe zi. Sigur, e o populație de 330 de milioane și este evident că o să avem probabil 100 de milioane care or să refuze să se vaccineze din motive de conștiință. Dar la noi, ieri, spre exemplu, a fost aproape 70.000 de vaccinați. Deci ne apropiem de o capacitate de 100.000. Problema în momentul acesta nu este capacitatea de vaccinare, ci interesul românilor de a se vaccina. Ori scandalul AstraZeneca, spre exemplu, care a fost amplificat de rețelele sociale, a făcut pe foarte mulți să fie mai degrabă rezervați. În momentul de față, vaccinarea AstraZeneca se face în mod liber, fără programare, pentru că există vaccinuri și am văzut că acest lucru i-a atras pe unii, deci a mai crescut puțin vaccinarea, totul merge pe un foarte scump vaccin, care este Pfizer. Deci trebuie să spunem și asta, este foarte scump, este cel mai scump și este scump nu numai datorită tehnologiei, ci și datorită modalităților de conservare. Cum vom putea obține 5 milioane rămâne discutabil. Dar vă pot spune felul următor. Când pe 20 ianuarie Joe Biden, în discursul inaugural, spunea că până la sfârșitul a 100 de zile din mandat va vaccina 100 de milioane de americani, a spus că e imposibil. În momentul în care discutăm, sunt 150 de milioane. A depășit 100 de milioane la 58-a zi de mandat. Deci, dacă există capacitate și există doze, se poate. Și ține foarte mult și de comunicarea Ministerului Sănătății, implicit a Ministrului Sănătății, pentru că fake news-uri primului ministru, să știți că în Statele Unite nu Ministrul Sănătății comunică, comunică președintele și vicepreședintele. Trebuie să fie comunicarea unor oameni de încredere. Dar de asta e important ca primul ministru să aibă autoritate. Adică în momentul în care apare să trezească încrederea publicului. La fel, președintele sunt personaje importante în logica simbolică a politicii românești și sigur că au transmis mesaje legate de vaccinare, dar n-au putut contracara aceste teorii ale conspirației, care sunt foarte populare și care vin pe un fond pe care la dumneavoastră, la PC, nu l-am mai discutat, și anume pe un fond de neîncredere generală în știință în România, datorită absenței orelor de educație științifică în școală. Ca urmare, oamenii pot să creadă orice minunăție pe care o transmit colportorii de pe rețelele sociale, dar nu cred oamenii de știință, pentru că, unul, nu au cunoștință să verifice și, pe de altă parte, pentru că sunt tentați, fiind educați în spiritul teoriilor conspirației, să le ia în considerare. Pentru că eu, dumneavoastră, cei care ne privesc, am fost educați în spiritul teoriilor conspirației. Ceea ce nu înseamnă că nu există conspirații. Dar ideea este să avem capacitatea intelectuală de a analiza un fapt cu propriile noastre resurse, astfel încât să stabilim dacă el este sau nu este adevărat.